Protestele fermierilor s-au răspândit în întreaga Europa și nu par să se apropie de sfârșit. După ce agricultorii din România, Polonia și Germania au ieșit cu mii de tractoare pe străzile principale, acum mișcările s-au extins și în rândul celor din Franța și Lituania. Astfel, capitala Vilnius a fost invadată de 1000 de tractoare. Concomitent, drumurile din 85 de departamente franceze au fost blocate. Potrivit fermierilor francezi, aceștia vor rămâne în stradă atâta timp cât va fi necesar, până când nu vor primi din partea guvernului răspunsuri concrete la revindicările lor. Obiectivul nostru principal nu este de a ne bloca concetățenii pentru a-i enerva. Scopul nostru principal este de a ne face auzite vocile și de a ne asigura că liderii noștri înțeleg că există o problemă majoră și că trebuie găsită o soluție. Nu suntem fericiți să fim aici. Avem treabă de făcut și dimineața și seara. Trebuie să găsim modalități de a sta aici pe ture. Nu vrem să dormim aici tot weekendul. Suntem aici pentru a arăta un pic cum suntem sătui aici, în ferme și în mediul rural. Încă din noiembrie și decembrie am avertizat prin răsturnarea panourilor de semnalizare rutieră într-un mod pacifist, că există neliniște în mediul rural. Am avertizat că dacă nu primim niciun răspuns, vom continua acțiunile. Iată ceea ce facem astăzi. Între timp, fermierii lituanieni și-au intensificat protestele, aducând 1000 de tractoare în centrul capitalei Vilnius. Desfășurați de-a lungul uneia dintre cele mai importante artere ale orașului, aceștia au afișat sloganuri și fotografii ale ministrului agriculturii Kęstutis Neivikas. La fel ca și colegii lor francezi, fermierii lituanieni protestează împotriva politicii agricole comune, creșterii accizei la GPL, refacerii pășunilor permanente, extinderii rezervelor naturale și a crizei laptelui. Drept urmare la situația creată, comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, a promis că Bruselul va asculta solicitările fermierilor. În același timp, protestele s-ar putea extinde și mai mult în următoarele săptămâni, Spania și Italia fiind acum pregătite să se alăture și ele mișcării.